Morning Glory, Morning Glory, suriori sunt frățiorii. Și bonjurică, bonjurică, uite, cineva a zis că era în aeroport prin Italia și și-a strigat câinele, mă, tu n-auzi? Și s-a întors un... Apropo de asta, e Sergiu Floraia, Sergiu din Pipera cu noi, aici, și ne bucurăm foarte mult că s-a întors să se răzbune, intrăm în curând live la ProTV, și vorbim despre vacanțele românilor, despre cum recunoști românii în vacanțe, dacă mai are sau nu sens să mergem în vacanțe. Eu zic că nu are niciun sens. Eu zic că nu are niciun sens. Mai mare bătaia de cap decât mai bine stai acasă. Nu, sunt atâtea lucruri frumoase. Uite, românii au plecat în vacanță și au furat bateriile de la 10 de trotinete din Franța. De ce? Și cum ar spune unchiul Mirel, furtul de baterii are și plusuri și minusuri. Așa, tată. Adică, nu? Bine, răzbunarea noastră pe... Și ce vrei să fac eu cu această informație? Ca să știm cum ne încadrăm. Păi, dar zi-mi tu cum ne încadrăm, că ești tu deștept. Practic, am putea să intrăm în astea. În ce? Mai stăm 2 minute? Maxim. Maxim 2 minute. 1 minut, hai. Da. Uite, eu cred că de fapt această dezinformație e adevărată, că o femeie ar fi dat un telefon din mașină unei prietene în drum spre casă ca să nu se mai gândească la condițiile periculoase de pe șosea. Am pățit. Să-și ia aminte de la... Mai lasă-le, dracu, de condiții, de ploaie, de grindină, de funingină, de toate astea. Vine Orhan Pamuk la Cimișoara. Vorbește cu Radu Paraschivescu și am aranjat cu el să-i transmită din nou acea întrebare cu care am reușit să le enervez când a venit la Ateneul Român. Și da, am fost foarte deștept, am reușit să le enervez pe Pamuk. Și cam atâta, cred că asta a fost emisiunea. Asta a fost? Da, cam asta a fost. Bun. Mai avem un mesaj de la Teo, care a vorbit și el despre vacanțe. Uite. Și iată ce a zis. Păi, un român în vacanță îl recunoști, cred eu, după faptul că e suspicios. Adică noi avem neîncrederea asta clădită în noi așa și suntem tot timpul cu ochii în patru după țepe. Că așa am crescut. Și, de exemplu, acum ceva timp în Tenerife, în Loro Park, am văzut... Loro Park e o grădină botanică, zoologică mare, o scurgere de turiști în Tenerife acolo și am văzut un grup de români, dintre care un domn între două vârste, cum se spune, atingea orice material, orice lemn, orice, adică era, se vedea că e tot timpul suspicios că poate ne păcălește ăstea, nu e chiar așa cum e, ăștia ne crede proști. Și la un moment dat, într-un moment de grație, domnul a ciocănit într-o tulpină de bambus, creștea niște bambus acolo și a ciocănit în tulpina de bambus, cred eu, în capul lui. De unde dracu să aibă ăștia bambus, mă? Na. Deci se fură și se minte foarte mult și în alte țări. Da, da, da. E și asta, e și lehamita aia românească, așa. E... Mai bine acasă. Da. Bani. E ca aia cu niturile, dar invers. Pe vremuri când mergeai la Paris și vedeai niturile de la turnul Eiffel, făcute la Reșița, cum se știe, îți creștea inima de bucurie. Zicea, uite bă, nituri. Da. Acum, nituri. Mm. Da, asta e. Deci ne-au scos din județ și s-a terminat șmecheria, din păcate. No. Bun, acum urmează momentul ProTV. O să aflăm cum putem deosebi turistul român de alt turist în afară de numerele de Bulgaria de la mașină. Morning Glory, Morning Glory, toate e aleatorii. Și bonjurică, uite, acum intrăm în direct la ProTV și să-l distrugem din interior cât putem și noi și vorbim despre românii în vacanță și toate alea. Suntem live? Da, de cât? Suntem, da, live, da, suntem live. Nu are niciun sens să mai plecăm în vacanță. Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca chiorii. Bonjurică, fără frică. Bună dimineața, acum? Bonjurică. Da, da. Deci n-am înțeles nimic. Deci n-are nicio... În primul rând că e Morning Glory cu mine însumi. Și l-am invitat pe Sergiu din
Pipera, este binecunoscutul DJ Sergiu din Pipera, care împreună cu Răzvan de la Brăila astăzi mixează live despre vacanțele românilor. O dată trebuie să știm să identificăm românii aflați în vacanță ca și noi. Și doi, de ce nu are sens? Care sunt semnele care ți arată că nu are niciun sens să pleci în vacanță? Exact. Ca de exemplu, în seara de dinaintea plecării copilul o să facă febră, corect? Absolut, fără... Clar, nu, asta o să se întâmple întotdeauna. Da. Sau la două minute după ce v-ați urcat în mașină sau în avion, cineva o să aibă nevoie la toaletă. Clar, o să se întâmple chestia asta. Deci e mai clar acum, înțelegeți de ce n-are niciun sens să... Niciun sens. Există vreo poză în care absolut toată familia zâmbește? Nu. Nu, niciodată, niciodată. Și plus că se zice, știi vorba aia, că dacă ceva poate să meargă prost, o să meargă prost atunci când tu ești în vacanță. Se sparge o țeavă, trebuie să mergi în persoană la nau, se îmbolnăvește câinele pe care l-a lăsat cu cineva. Toate au să se întâmple când ești tu plecat în vacanță. Coada la check-in la care stai tu se mișcă cel mai lent. Da, da. Să nu uităm asta, mai ales dacă te grăbești. La fel și dacă pleci cu mașina, indiferent cât de mult o să schimbi benzile, aia de pe care tu mai ai plecat se va mișca cel mai repede. Da, și asta. Da. Și, bineînțeles, e acest principiu al vaselor comunicante. E un principiu necunoscut până acum, dar contează că nevoia de a merge la toaletă devine cu atât mai intensă cu cât distanța la care te afli față de o toaletă este mai mare. Da, da, da. Că ea crește în funcție de distanță. Da, da. E un alt și în momentul în care ajungi, o să-ți dai seama abia când ajungi acolo că ai uitat să pui în bagaje ceva important. Nu știu, un pașaport, un cablu de încărcare, nu știu, ceva, jucăria preferată a copilului, știi? Și dacă nu găsești un lucru în bagaje, o să-l găsești abia după ce îți cumperi unul nou. La fel, abia atunci o să-l găsești. Mie mi se pare normal, dar pe de altă parte gândiți-vă și la locurile de plajă, pentru că românul vrea să stea la plajă în fruncea a lumii. Mm-hmm. Să aibă cel mai bun loc de unde, nu știu exact ce se vede, dar nu știu cum deosebești cel mai bun loc de cel mai prost loc sau de unul mediocru. Mm-hmm. Cert este că întotdeauna o familie o să-l piardă, pentru că cineva din familie, nu spunem cine, are nevoie la toaletă și locul se ocupă exact în fața noastră. Da. Clar o să se întâmple chestia asta. Și dacă mergi într-o vacanță și ai în grup pe cineva, știi, genul ăla de om care te târăște peste tot să vezi fiecare muzeu, fiecare castel, fiecare pietricică, chestii care nu te interesează. Și plus să ne închinăm la mănăstiri. Să ne închinăm la mănăstiri, așa, și vizitezi toate chestiile astea și nu mai puteți de picioare, atunci clar o să fiți cazați undeva la etaj într-un hotel fără lift. Da. Sau liftul se strică. Sau liftul se strică, evident. Când ajung familiile cu români. E foarte important să împachetezi pentru plajă cu grijă și oricum chestia asta durează și împachetatul și despachetatul, plus nisipul pe care l-aduci în cameră, deși scrie clar că nu e voie cu nisip. Mulți români beau apă de la țâșnitorile alea pentru spălat pe picioare, dar lăsăm asta. Lăsăm asta. Normal, bineînțeles, după ce durează o oră, copilul spune că deja s-a plictisit și că nu mai vrea să meargă la plajă. Da, imediat, da. Și tot așa despre drum, am impresia că cu cât ești mai obosit, să zicem când te întorci, da? Cu cât ești mai obosit, cu atât omul lângă care stai în avion o să aibă mai mult chef de vorbă. Și asta este foarte important și în ultimul rând, dacă îl faci să se relaxeze, el poate chiar să și descalță. Și atunci e clar că vă veți cunoaște mult mai bine. Acum, astea ar fi câteva dintre motivele foarte serioase pentru care chiar ar trebui să vă gândiți că nu are niciun sens să mergeți în vacanță. Dar trecem la celălalt subiect foarte fierbinte ca să bifăm și de aici puțin, anume cum recunoști un român aflat în vacanță, în afară de numerele de matriculare de Bulgaria. În afară de asta, da. Scumpă. Îl recunoști pentru că îi se face instantaneu dor de casă. Așa că la micul dejun, la bufetul suedez, își face un vârful moldovean în farfurie, știi? Da, da. Ca să, farfurie pe care o ia cu el pe plajă, evident. Își face acolo un... Eu știu persoane care au ajuns la poalele munților Himalaya și munții Himalaya. De obicei e ca la vegani. Știi, când spun cârnăciori, piftiuță de quinoa și prostiile astea, încearcă să găsească denominațiuni asemănătoare pentru niște obiecte care n-au nicio legătură cu cele inițiale. Uite, exact ca la noi în Bucegi, o să spună cineva la poalele Himalaiei. Crucea de pe Everest n-au fost în stare ca noi la Caraiman să o clădească.
E foarte important, cunosc. Așa, românul nu aruncă monede în fântâni, ci românul le culege pentru că are magnet. Să nu discriminăm cumva românul, dar știu și eu. Da, da, da. Dacă nu îți dai seama care e românul pe o plajă undeva în lume, e foarte simplu, strigi 6 garda și vezi cine fuge instant. Așa, și în ultimul rând, recunoști plaja pe care sunt foarte mulți români, pentru că e gălăgie în sensul, după răgușeala pescărușilor care au voci de manelici după o noapte de cântat, de dedicație. Când da, da, da. Cam așa. Scuze, da. Așa, în primul rând că se spală la cișmele. Da. Cu picioarele în țâșnitori. Asta e foarte, foarte important, că să răcorești picioarele. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, nu uitați să luați uleiul din olivieră, să vă dați cu el pe piele ca să vă protejeze de arsuri. La revedere. Scuze pentru disconfortul creat. Încă o dată. Așa, bun, mulțumim foarte morning mult. Morning glory, morning glory. Mi se mișcă din tișorii. Morning glory, morning glory. Nu-i așa? Te trec fiorii. Așa, bun, hai că ne-am râs cât de cât. Și n-a fost rău. Aoleu, sunetul ăla de freză. Da, 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 avem Nu mai, l-am auzit odată, gata. Am avut și de... Să ne aduc aminte de ce se întâmplă. Așa, bun, asta a fost prima parte. A doua, vedem noi când se dă. Să mai pleci în vacanță după asta. Da. A doua parte o dăm când te întorci din vacanță. Da, exact, da. Dacă te întorci din vacanță. Da, că e, da. Le mulțumim și colegilor noștri de la ProTV și sperăm că lucrurile acum au mai mult sens și pentru voi, în cazul în care vă gândiți să vă duceți în vacanță. Asta este. Și să nu uităm acum că e colac sau că e albă ca zăpada, dacă e gonflabilă răsuflă. Răsuflă pe undeva întotdeauna. Se înțeapă în scoici. Da. Așa, bun, mulțumim foarte mult, Sergiu. Și eu vă mulțumesc, poate mergem într-o vacanță împreună. Ar fi foarte drăguț, măcar să bifăm toate astea, pentru că totuși suntem mulți și cum să zic, gradul de păguboșenie al fiecăruia, cred că poate însuma ceva extraordinar. Da, da, cred că o să fie... Dar noi mergem în vacanță împreună la Cluj. Vacanță, da, mă rog. Un city break, așa. Da, da, da. E genul de vacanță după care ai nevoie de o vacanță. Da, la o cură de alcoolizare. Da. Dar revenim în curând și cu vești de la Electric Castle, o să vă prezentăm la Enapu complet. Astfel încât să trimiteți bani acolo să vă dea bilete. Așa că vă lăsăm puțin cu Radu Paraschivescu și apoi revenim la concert. România are sânge de rocker și astăzi îi avem pe Dimitris Bats sau Dimitris Bats, cum se pronunță în engleză ăștia, Dimitris Bats. Bats. Cum a pronunțat și Claudiu Cârțână, Cartana. În Bats. Cartana. Așa, în câteva momente live aici la Morning Glory, momente de fior și râs. Don't sleep on you. Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?